Sunt Alexandra Tatu, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Titu Maiorescu din București. Așa cum v-am anunțat și data trecută, ne antrenăm, ne antrenăm, vine și evaluarea, cu pași repezi sau nu, hai să nu ne gândim, doar că noi trebuie să fim foarte antrenați. Uh, bună ziua, Miruna, ce faci? Am văzut că ți-a plăcut data trecută când am lucrat testul de evaluare națională. Cum ești astăzi? Da, sunt foarte bine. Mă părerea părerea asta, să vedem ce exerciții avem. Hai să vedem ce v-am pregătit. Aici este testul 1 de antrenament de anul trecut. Prima oară avem așa. Să scriem în casetă litera corespunzătoare, insist, notăm aici cu literă mică, nu în afară, nu cu paranteze, nu alte simboluri, notăm răspunsul pe care îl considerăm noi corect. Conțin vocale în Acesta este un exercițiu de fonetică. Conțin vocale în hiat, ambele cuvinte din seria, bucuria, pufoaică, două, fiecare știință, realizare, voia și obiective. Ce trebuie să fac? Să despart în silabe. Încercăm? Ia să vedem, Miruna. Păi l ar fi bucuria și da. că. Am înhiat? Un Undeva? Mm. Aș avea la bucuria, dar nu am la pufoai ca da. în schimb, da. Am da. Fi. Exact. Și atunci nu pot considera răspunsul corect. Pentru două și fiecare. Ce zici? Deci aici avem un Da? Nu are. Deci e clar că nu va fi varianta corectă. Da, aici avem o serie vocală cu vocală la fiecare. Ar fi mers, că aveam aș fi avut. Aș fi avut, dar nu pot bifa, da. La știință și realizare. Știință, avem da. și I -i. realizare. Exact. Și tot. re... Realizare. Am prima oară știință, corect, și la realizare. -re. Aici am și aici. Da. Corect. Verific și ultima variantă. Vă sugerez întotdeauna să verificați toate variantele, chiar dacă o găsiți pe cea corectă. Vuia și obiective? Vuia nu avem, da. pentru că eu acela va fi semivocală. Și o Biective, 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 nici biective acolo nu am. Corect. Deci am găsit varianta C. Cum spuneam, scriu biective. răspunsul acolo în chenarul dat. Apropo, observ adesea sau sunt întrebată dacă încercuiesc. Nu încercuim în varianta. Sau dacă scriu și încercuiesc. Nu. Doar scriu exact ce mi se cere. Scriu în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. Respectați cerința, vă rog. Pentru următorul, la fel, notăm acolo răspunsul. Seria care conține doar cuvinte compuse. De data aceasta vorbim de o noțiune de vocabular. Cuvinte compuse. Biospeologie, maestrul, capul norjalnic, cercetase fiecare vreodată și deseori. Aici evident răspunsul. Răspunsul corect este de vreodată și deseori. Exact. Acum, aș vrea puțin să discutăm situația lui bio. Vorbeam de o derivare, de compunere, mai ții minte? Ce am acolo? Bio însemna viață, da, e, are sens. Era un fel de compunere de care, mai ții minte cum se numea? Savantă. Compunere savantă, da? Care ar fi diferența? cea bucată de cuvânt atașată unui alt, unui alt, cuvânt oferă din sensul ei. Da? Bio înseamnă viață și mai aveam hidro, hipo, micro, macro, da, sunt atât prefixoide cât și sufixoide. Cid, îți mai aduce aminte că le-am log, vin din greacă și înseamnă câte ceva, cum spuneam, oferă din sens cuvântului căruia atașez respectivul prefixoid sau sufixoid. Acum, hai să vedem pentru celălalt. Cuvântul dramatic este corect utilizat în enunțul. Cursul expediției s-a modificat dramatic din cauza vremii. Vremea se va îmbunătăți dramatic în următoarea perioadă. Reporterii relatează foarte dramatic evenimentul la fața locului sau piesa de teatru este reprezentată dramatic pe scenă? Cred că răspunsul corect ar fi A. Tu zici A. Ce înseamnă dramatic s-a modificat cum? Mai îmi poți da un sinonim? S-a modificat. Bun. Drastic, de Azi. exemplu. Azi. Drastic, da. Exact. Azi. În a doua situație, va îmbunătăți dramatic, îmbunătăți și dramatic, Azi. care are o conotație pentru negativă. Da. Exact. Foarte dramatic, nu folosesc, dar nu-i pun gradul, pentru e re reprezentată dramatic, nu confund cu textul dramatic, că tot l-am recapitulat noi, și atunci nu merge contextual să nu pot folosi contextual acest cuvânt dramatic. A. Răspunsul corect. Cum spuneam, le analizăm. Acum, pentru sinonime, savantul le-a explorat și le-a consemnat în carnetul său de teren și în jurnalul său științific. Savantul? Autorul, cercetătorul, eruditul sau profesorul. Mă uit și la a consemnat, a redactat, a interzis, a notat sau a semnat. Ce zici? cred că varianta corectă ar fi C, eruditul Fionimus pentru savantul și a notat pentru a consemna. A consemnat. Să spunem că acest cuvânt savantul poate ar fi fost mai dificil, dar la fel citim cu atenție variantele și ne ajută și acest a consemnat, poate voi mai cunoscut, a notat. Acum, spuneam de părți de vorbire. Recapitulați cu mare atenție substantivele verbele. Noi deja am început și recapitularea verbului. Hai să vedem aici. Vorbim de trei substantive aflate în cazuri diferite. Care erau cazurile? Le facem de vreme. În Nominativ, acuzativ, da. da. genitiv, dativ, vocativ. În regulă. Acum, Trebuie să citesc cu atenție fragmentul. Și se jelea Apolodor, o, oh, frații mei din Labrador, adio, vă tuturor, pe semne că mi-e dat să mor aici la țărmul mărilor. Haideți să vedem aici ce substantive avem întâi și întâi. Păi, primul ar fi Apolodor. Da. Frații. Da. Din Labrador. Da. Țărmul și mărilor. Da. Hai să ne uităm tot cu prepoziții. Să ne uităm în ce cazuri stau aceste substantive. Se jelea cine? Apolodor. Ori ar fi e, nominativ. Exact. Îl trec pe Apolodor aici și notez nominativ. Vă juga aici să notați fără prescurtări cazul. Pentru alt caz, uite frații, să fie cazuri diferite. Citim cu atenție, cazuri diferite. Frații? Păi, e o adresare. Frații mei din labrador. Vocativ. Da, exact. Și încă unul în alt caz merge mărilor. Da. Care ar fi sarm, Genitiv. Exact. Mărilor. Și am fi mai avut două acuzative, da? Pe care le-am fi mai putut selecta mărilor. Genitiv. Și puteam în locul unuia să punem un acuzativ. Corect. Hai să continuăm. Alcătuiește un enunț asertiv în care adjectivul mare să fie la gradul comparativ de egalitate și un enunț interrogativ în care vapor să aibă funcția de subiect. Vă aminteam asertiv, interrogativ, care sunt celelalte două tipuri de enunțuri? Exclamativ și imperativ. Exact. Care e diferența dintre ele? Ne amintim. Exclamativul îl folosim când vrem să exprimăm o uimire, oarecum. De obicei, un sentiment, dar da o reacție la ceva ce frumos scrii. Spuneam că imperativul are aceeași punctuație, da, cel semnal exclamării să nu confundăm. Care ar fi diferența? La, imper la imperativ, imperativul are sensul de ordin. fă ceva sau. Exact, am undeva. un verb la imperativ, exact. Foarte bine. Asertivul punct, interrogativ cer o informație, pentru asertiv ofer o informație. Mare, spuneai tu de grad comparativ de egalitate și spuneai de gradele de comparație. Hai să ni le amintim înainte de a construi propoziția pentru a alege forma corectă. Îl avem pe mare, dar vorbim de grade de comparație atât la adjectiv cât și la adverb. Aveam întâi și întâi. Ce grad? Pozitiv. Da, forma lui mare, așa apoi da. comparativ comparativ. Și avem da. trei tipuri: de superioritate, mai mare, comparativul era așa, egalitate. Hai să spunem și categoria anterioară și inegalitate. Acum. Egalitatea cum o exprimăm? La fel de. Exact, mare. la fel de mare. Tot așa de mare. Corect. Deci trebuie să punem această construcție. Inegalitatea, cum spuneai, superioritate și inferioritate. Vă scriu pe scurta, pe scurt, voi vă puteți nota formele complete. Superioritate, cum spunem? Mai mare. Da, îl folosesc pe mai. Pentru inferioritate? Mai puțin mare. Exact, mai puțin mare. Acum, celelalte? Mai puțin mare, corect. Recapitulați și voi odată cu noi, de asta și scriu, ale voi vă notați și vedeți dacă le -ați, vi ați amintit. Care apoi? Superlativul? Ți-l mai aduce aminte? Superlativul uh, relativ. Avem relativ. Da. Și absolut. Exact. Care se împară la rândul lor în? Relativul, tot așa, superioritate și Exact. Inferioritate. Superioritate, inferioritate. Cu ce forme? cel mai mare sau cel mai puțin mare. Exact, hai să scrii și cu altă culoare cel mai mare și cel mai puțin mare. În regulă. Și pentru celălalt? Absolut, ar fi foarte mare. Da, foarte mare, la fel și aici putem împărți în superioritate și inferioritate foarte puțin. Puțin mare. În regulă, foarte bine. Ți le-ai amintit. Cred că și voi, sunt sigură. Acum, pentru exprimarea absolutului aveam mai multe variante, da? Mare, desparte silabe, mare, extrem de. Puteam folosi în anumite construcții care să indice această, acest grad. În regulă sunt și adjective care nu au grad, da? Mare atenție și la acest aspect. Când le identificăm, spre exemplu, să nu alegem unul care nu permite, da? Complex, dacă vorbesc, cum spuneam, și de dramatic, sunt unele care nu pot fi gradate, da? Unele caracteristici, însușiri. Hai să văd acum, pentru asertiv mare să fie la egalitate. Forma deja am identificat-o chiar aici. Ce zici? Cum facem o propoziție? Nota mea este la fel de mare ca ta. Exact, nota mea este la fel de mare ca a ta. Pentru cealaltă propoziție. Mm. Ce zici? Când A plecat Va vaporul din. -a. Când a plecat? Când a plecat vaporul. Exact. Când a plecat vaporul. Cine? avem subiect vaporul, este un enunț interrogativ, da, cerem o informație când a plecat vaporul. Perfect, hai să continuăm. Transcrie propozițiile subordonate din fraza următoare, precizând felul acestora. Belgica a rămas timp de un an în închisoarea banchizei și a fost nevoită să devină prima expediție care a iernat în Antarctica. Care sunt pașii? Ce fac întâi și întâi? Cred că ar trebui asta, să fim foarte atenți cum alegem etapele. Prima oară, ce subliniez? O, predicatele. Predicatele. Care sunt predicatele noastre? Verbale, nominale, de care o să găsim? A rămas. A rămas. E verbal sau nominal? Ce zici? Verbal, deoarece are sensul de asta într-un anumit Exact. Loc. Știm că poate fi și nominal, da. A rămas nedumerit după discuția noastră, acolo avem un predicat un predicat nominal, respectiv un verb copulativ. În regulă. Următorul. A fost nevoită de data asta, avem predicat nominal, că nu poate fi înlocuit cu a exista, a afla. Da. Să devină prima expediție. Să devină prima expediție. Să devină prima expediție. Luăm cu expediție, da. Prima e subordonatul expediție, corect, un predicat nominal, care a iernat în Antarctica. A devenit știgă întotdeauna a un a iernat un predicat verbal. În regulă. Ce fac apoi? Am stabilit care sunt toate predicatele. Ce fac? Care e următoarea etapă? Putem uh, determina elementele de relație? Da, mă uit între cele două predicate. Iau două câte două predicate. Le observ care pot fi elementele de relație, da, care să conecteze propozițiile respective. Ca să consider o frază, trebuie să am minimum două predicate, respectiv minimum două propoziții. Pentru a rămas și a fost nevoită unde mă opresc. Sensul primei propoziții până unde? Este. Am avea conjuncția acoplativă și. Da, înainte, corect. Între a fost nevoită și să devină este simplu. N-am voie să. Nu pot avea da două predicate într-o propoziție. Și pentru cea de-a treia, patra, cum fac? Înainte de care? Da, pentru propoziția 3. Săul acesta este și el element de legătură. Care? Care? Iar și la același final. E. Foarte bine. Hai să stabilim și felul propozițiilor. Bergi, care rămas de unul la închisoarea banchizei. Ce zici? A fi principală. Da. A doua este coordonată cu prima, deci ea va fi principală. Da. A treia este sub ordonată celei de-a doua propoziție. Da, da, da. Exact. Care a expediție toate. care a iernat tot secundară. În regulă. Fiți foarte atenți și la acest aspect. Pe foaia de examen, sugestia mea ar fi să faceți toate aceste notări cu un creion și la sfârșit să le ștergeți. Puteți de asemenea să transcrieți fraza. Ideal așa ar fi să transcrieți fraza pe ciornă și acolo să o analizați. Nu lăsați semne sau nu faceți tot felul de muzgălituri pe foaia de examen, vă rog. Acum, între ghilimele transcriu, doar propozițiile subordonate. Eu am verificat, bineînțeles, toate propozițiile, văd care e principală, care e subordonată sau secundară și le transcriu doar pe cele subordonate între ghilimele. Dau doar un exemplu să devină prima expediție. Și notez o selectez prima expediție așa cum mi se cere și notez propoziție subordonată. Acum, anul acesta o să învățăm că aceste subordonate, noi le spuneam generic subordonate sau secundare, poartă un nume toate subordonatele. O să avem de-a face cu Cred că ai pe la școală, vi s-a mai spus, așa că te, aveți o introducere. Putem avea completive directe, indirecte. Părțile de propoziție, expansiunea lor, reprezintă o propoziție. Și vă vor părea cunoscute numele, o să vedeți că le asociem părților respective de propoziție. Acum noi ne numim doar subordonate. Cerința în sine ne spune să precizăm tipul subordonatei. O să punem întrebări, vedem exact de cine depinde care este termenul regent, de cine depinde propoziția respectivă și o să stabilim felul ei. Acum, transcrie propozițiile subordonate, erau două, ar fi trebuit să le transcriu pe amândouă. În dreptul propoziție subordonată și toată denumirea, nu folosiți prescurtări. Acum, am lăsat aici o pagină liberă pentru a nota fraza. Câte ceva, o să ne amintim noi cât de curând. Când vorbim de frază, vorbim de minimum... Am văzut că ați mai uitat de asta, zic să discutăm puțin. Minimum două predicate. Minimum două propoziții. În regulă? Acum, tipuri de propoziții. Propoziții, mai jos, Miru. Principale, perfect. Și? Și subordonate sau secundare. Exact. Sau propoziții subordonate sau secundare. Acum, cum le diferențiem? Propozițiile principale sunt cele care au sens. Da? Nu depind de alte propoziții. Când vorbim de cele subordonate, depinde de altă propoziție. Propoziția subordonată depinde de altă propoziție. Acum, această subordonată va avea o propoziție regentă. Îți mai aduce aminte termenul? Da? Are o regentă. Este o Regenta este cea de care depinde subordonată. Foarte bine. Din această propoziție regentă o să observăm că discutăm de termen regent, care poate fi un verb, poate fi un substantiv, dacă vorbim de atributivă. Termenul regent se află în propoziția regentă. Acum, între aceste propoziții, întâlnim niște relații. Raport. Ce fel de raport? De raport coordonare. De. Coordonare, corect. Între ce? -o. Între ce tip de propoziție avem coordonarea? Vă mai aduceți aminte? Notați repede să vedem dacă ați știut. Pune notăm noi. Păi aveam prin... Uh... Între cine? Nu, între cine și cine. Întâi și întâi. În, uh... Propoziții de același fel. Cu exact. Sau? Două principale sau două secundare. Foarte bine. Și avem într-adevăr o coordonare prin. Ce și prin ce? Juc sau joncțiune. Așa. Juxtapunere întâi. Legăm propozițiile prin ce? Prin virgulă sau punct și virgulă. Exact. Virgulă sau punct și virgulă. Perfect. Prin joncțiune, adică? Conjuncții coordonatoare. Elemente de legătură. Foarte bine. Relație sau de legătură. Foarte bine. Acum, care sunt elementele de relație? Îți mai aduce aminte tipuri de elemente de relație? Ce am observat noi pe aici? Îl aveam. aveam pe care? Îl aveam pe să. Să ce este? Mă uit întâi la subordonate. Să este o conjuncție subordonatoare. Care este un pronume de care? Îți mai aduce aminte? Relativ. Relativ. Și am conjuncție un... conjuncție copulativă. Coordonatoare copulativă, foarte bine. Acum avem mai multe elemente de relații Conjuncții. Da, o să ni le aducem aminte. Adverbe relative, adverbe nehotărâte. Deocamdată notăm conjuncțiile și pronumele relative pe care le-am întâlnit noi. Foarte bine. Raport de coordonare și raport de subordonare. Între cine și cine? Între propoziții diferite, pe P, -p, -p -s sau... Da, sau. Dar pot avea și între două subordonate, da? Cea da. din urmă subordonată anterioarei. Sau plasată și undeva mai în față, nu e o regulă. În regulă. Acum, fraza în mare, așa recapitulată, dacă ar fi să ne uităm puțin aici, la sfârșit am putea face și schema, observăm cine se subordonează și cui se subordonează. Ne uităm și pe exercițiul 8, ultimul de la testul respectiv, cum facem repede. Mulți. Și aici sunt sigură că o să te descurci foarte rapid. Ce variantă punem? Avem mulți membri. Da. Ai Clubului de lectură mi-au spus că? Ar, ar părea. Ar apărea, ar apărea, corect. Da. Curând, Curând noi ediții. Că a cărții. Ale. Ediții ale. ale. Da, foarte bine. Da. Cărții și despre pinguinul despre care. Pinguin. Cum scriem acest creează? Exact, cu doi creează mereu probleme, verbul creează și la fi geruziu, ce zici? Fiind foarte talentat. Foarte bine, perfect. Acum v-am pregătit și voi o să exersați testul 2 de antrenament, la fel partea de gramatică. Da? O să vedeți aici, vi le înșir să le puteți vedea, puneți stop și vi le rezolvați. Găsiți și baremul pe site-ul Ministerului unde sunt postate aceste exerciții. Da? Încă un set, la fel cu opt exerciții. Mulțumesc foarte mult, Miruna a fost foarte bine și astăzi. Sper că v-ați luat notițe. Dacă nu, puteți viziona emisiunea și pe site-ul și pe YouTube. Mulțumesc mult pentru prezență. La revedere, ne vedem data viitoare.